Hello, comrades. My name is Demetrius. You are probably now asking yourselves, who is Demetrius? Well, Demetrius asks, who are you? I don't care, is the question. Very well, I will not take my time. I will get straight to the point. I'm gonna call to my side Crazy Man, and then to my other side, Snake. Come over here, my son. What up? Good. Привет. Привет. Delighted. Good, I am done here. Move, step aside. Who pays me? Where is my... Ubi. Suka, indeed. Aha. Ce faci, mă? Ok. Ok. Salut, bășacanilor! Ce faceți? Handicapați? Bă, ușor, nu le spate. Bă, alea nu le arunca. Bro, să fie așa fain. Bro! Challenge! Deci fiți atenți, bășacanilor. Astăzi sunt aici cu casa, pomul meu de bază din Brașov. Și fiți atenți, avem o pungă de cereale și o pungă de lapte. Eu le-am luat. Bă, și o să facem cel mai nebun challenge. Cum o să-l numim? Mâncăm lapte cu cereale. Bă, deci e o minune, bă, o să fie fain. Hai de băcat. Ca să vedea ce lumini avem prin spate, pe aici zice că a venit Pixar-ul peste. Ia, bro, sunt trag, pa. Deci fii atent. Facem așa, care mănâncă cele mai multe boluri de lapte cu cereale, adevărat? Era bă, sunt cereale Lion, bă, dar alea scumpe. Lion, contact me, bro. Hai de bro. Bă, mai întâi lapte, bro. Mai bă, ce? Păi tu spui lapte și după cereale? Ce? Bă, lasă-mă să-mi pun lapte. Nu, eu îmi pun. Bă, ce bine arată. Bă, să spuneți în comentarii, ce puneți, bă, prima oară, laptele sau cereale? Deci să mor eu. Bro, dar trebuia să pui ca să facem egal, bă, vedem care. Bă, să vezi. Să bă, bă, dar le-ai desfăcut ca prostul ca să. 3 de 1 star. Bă, cât mi-am dorit, bă. Bă, i-am urat. De ce? Că cereale care trebuie să le mănânce ăștia mâine dimineață. Bă, cum să filmăm asta, bă? Te simți bine? Bă, mă simt bine să... Hai măcar să mai facem ceva, mâncăm așa. Cum se te uiți la cineva care mănâncă lapte cu cereale? Bă, vedeți peste vreo 2 ani când mai merg la Mitru să zic. Bă, ca să mai țin minte când ne-am filmat când am mâncat lapte cu cereale, bro. Dar știi că o să pierzi, nu? Pentru că toată lumea pune cereale și după lapte. Gata. Poate mi-ai stropit în lapte. Bro, de ce? Dar zi-mi și mie, de ce a fost așa? Adică era așa ca... Deodată a explodat. Ce ai pățit? Ai băgat pe... M-am apucat râs. Video, am mâncat 10.000 de calorii. Așa pun. Bă, prea multe! Bă, prea multe! Prea multe, trebuie să terminăm, o să repede. Bă, dar le mai dă și la ceilalți. Da, da. Bă, și mă rog, atent, trebuie să nu fac mizerii, bă. Deci mănânci mai multe cereale și mai puțin lapte. Bă, 10.000 de calorii din lapte cu cereale, bă. Știi la ce mă gândeam, bă? Adică vlogul este așa random. A venit un tip nefăcut într-o în rusă și după am intrat noi cum mâncăm lapte cu cereale, bă. Asta înseamnă viață de regizor. Bro, eu vreau mai multe de alea cu ciocolată și nu mi-a picat. El vrea de alea cu ciocolată. Nu, nu, nu! Bă, 200.000 de calorii! Nici nu mai e lapte aici, bă, sunt cereale, bă. Mă tund cum e ăsta, dacă video ăsta ajunge trending. Îți dai seama ce promovăm noi? Grăsimea în pula mea. Ba nu, bă. Tatară vorbă. Cine... Ce... ce vorba are? Cine papă bine are haine mari. Cred că eu luat ceva să inventezi, nu? Nu. Bă, dă și mie ochelari. Bă, dar nu stă bine, nu? Arăți ca o nouă de Paște. Închipuiți-i fața la o snic roșie. Oh.
Mă duc asta la bucătărie. Bă, mă duc cum am luat astea, bă. Bă, și asta punem în chiuvetă și le lăsăm așa, nu le spălăm. Bine, hai, acum. De că iau camera. Bro, de așa random. O să ne văd lumea cum ne-am giftuit așa. Vino. Bă, dar nu văd nimic. Bă, dar o să se suferi. Cereale cu lapte? Am făcut o challenge. N-ați văzut nimic? Ne-am filmat jumătate de oră cum am mâncat lapte cu cereale. Dar unul noaptea. Da. Bă, dacă ai trecut de cereale și lapte de ora 10, e super ciudat. Deci pune în 10 cel târziu. Bro, bro, hai înapoi să fac outro, bro. Aici ar face. Aici? Aici. Bă, tu dai seama că nimica nu se leagă în vlogul ăsta, bro. Păi asta e și ideea, nigga. Cam ăsta a fost vlogul, bro. E ciudat, bro, adică nu s-a întâmplat nimic. Na, ne mai vedem. Mă duc la lumină așa, bro. Bă, pu, bă, stai că mă focalizez așa. Ba, bă, e așa ciudat, bă. Totdeauna instructiv, destructiv. Un fel de Cronos anacronic cu ideea de timp pe ceea ce simt. Fură cât vezi cu ochii, apoi îngrașă-te și râzi de toți proștii precum popii. Toate trec, amigo. Oameni răi ca Vodafone, taxează orice dorință. Îți pinte că simțul și timpul tinde să prindă, să-ți întreține.